Sâmbătă este o zi plină de fotbal la Giurgiu, atât în oraș cât și în județ. De la ora 16, Liga a 4-a ia foc. Liderii nu vor să cedeze locul în clasament și nu trebuie să facă pași greșiți, deoarece diferențele sunt doar de câteva puncte, atât în seria de sud cât și în cea de nord. Etapa a 17-a o prinde pe Unirea Izvoarele în fruntea sudului, la doar 3 puncte de Arsenal Malu, care are și un meci mai puțin disputat. În nord, Argeșul Mihăilești ține cu pumnii de fotoliul de lider pe care l-a obținut etapa trecută, dar Smeio Grezeni îi suflă în ceafă de la doar un punct distanță. Aceștia vor juca cu Voința Podișor sâmbătă. Înainte de Astra CFR Cluj, care va începe de la ora 18, microbiștii giurgiuveni își vor putea satisface setea de fotbal cu meciul Dunărea Giurgiu ASE Prundu de la ora 16. Va fi un meci de luptă. Ei vor veni la Giurgiu cu dorința de a câștiga puncte, deoarece sunt jos în subsolul clasamentului și automat vor veni la noi să câștige acest meci. Noi vă dați seama că și noi avem aceeași dorință de victorie. Dunărea Giurgiu va încerca să uite de înfrângerea din etapa trecută, suferită în deplasare. Argeșul Hotarele i-a învins atunci pe dunăreni cu scorul de 4-1. A survenit în urma unui meci bun făcut de noi, dar cum se întâmplă de obicei în fotbal, mai sunt și surprize. Pe fundul dominării noastre au venit niște goluri pe unele greșeli individuale. Nu a fost realitatea din teren, nu reflectă cu adevărat realitatea din teren. Vor avea loc meciuri în toate colțurile județului. Iată acum și programul etapei a 17-a.